Dragii mei, ce am de-a face vânjoși și struți cu femeile frumoase, aflăm chiar acum de la Emma, care, după câțiva ani de carieră de model, s-a reprofilat. Ladies and gentlemen, vă dăm pe Struțulina. Are 21 de ani. După cum veți vedea, este cea mai sexoasă îmblânzitoare de struți ever. Da, am apucat de crescut struți, așa cum după cum îi vedeți. Bună! Ubiții! Vă pupă mama! Iubesc struții? Foarte mult! Ești mama lor, da? Da, da. Să nu credeți că Emma face pe mama struților așa, pe ochi frumoși. Nu, dragii noștri, Struțulina e pe interes. E o afacere bănoasă și, după cum știți, nu sunt doar exportați pentru carne, pene. Tocmai am trimis niște exemplare în Danemarca la o familie regală și în Ungaria. Noi am crezut că nobilii ăștia au primit struții în pungi de un kil, gata porționați. Dar Emma ne-a explicat că nu e vorba de așa ceva, ci că ultima fiță e struțul animal de casă. Hai, struțu, struțu, struțu! Struțul este noul chihuahua? Tocmai da! Va apărea anul acesta. Ce face? Ce facem? Le dăm de mâncare, le dăm grăunțe? Da, le dăm grăunțe, iarbă, apă. Să știți că păsările astea nu cresc mari și tari numai cu atât. Pe lângă cele enumerate, Struțulina trebuie să le și alinte, într-un fel numai de ea știut. Îi alinți cumva, îi strigi cumva? Iubiții, iubiții, iubiții. Cum? Iubiții. Și ei vin spre tine, îi strigi, drăgălești. Cum fac eu de obicei? Stă în ogradă, Struțulina, și la struți strigă să vină. Și ăștia vin, că lor le place Struțulina, dacă tace. M-am gândit ca de la un struț de 200 de kilograme să folosesc piele pentru lansarea unei noi genți pe piață. De ce nu struts bag? După cum vedeți, este aici la mine. E dintr-un material de jeans și piele de struț. Când am văzut pielea struțului pe geantă, am știut că Struțulina s-a apucat de afaceri. Dar va fi scumpă sau nu va fi scumpă geanta asta? Nu pot să zic că va fi scumpă. Este un preț rezonabil pentru fiecare domnișoară, doamnă care dorește. 200 adică? De euro. În timp ce îmblânzitoarea Emma calcula câte genți va face din struții pe care îi deține, iubicele ei păsări, nedând 2 bani pe sacoșele fetei, s-au pus pe lărgit familia. Să știi că după cum petrec foarte mult timp aici, am observat că un struț își alege 2 femele pe care le folosește timp de 20 de ani. Pervers al naibii struțul ăsta! O tot ține într-un menaj a troa vreme de 20 de ani. Pervers și viril. Eu sunt puțin mai egoistă. Ce al meu e doar al meu. Doar al tău? Da, nu-mi par cu nimeni. Cum ar fi să fie să umble cu 2 femei în același timp? Eu nu sunt de acord cu chestia asta. Dacă tot am dus-o în zona asta, am profitat. Cât de mult contează sexul într-o relație? Să știi că contează sexul foarte mult într-o relație, chiar dacă unii oameni zic că nu contează. 70%-80% contează compatibilitatea aceasta între 2 persoane. Iar în final, viața de la țară își spune cuvântul și atunci când e vorba de locuri de făcut nebunii, îmblânzitoarea de struți. Încheie dezvăluind despre ea că... Eu sunt o fire mai nebunatică, să știi că și în cameră, și afară, oriunde...